Dacă nu e destul de poluat și urât mirositor aerul din Chitila, iată că un gospodar, cel mai probabil intenționat, a dat foc la vegetație. Lui pare că a făcut frumos și curat așa, da? Și gospodar serios are casă nouă, probabil și bani. Sper că s-a acumulat cinstit, dar nu prea le are cu compostarea, cu îngrășămintele. În mod sigur are și lot pe lângă casă, ar putea să crească ceva și deci cu vegetația asta putea să-și facă niște îngrășământ dacă o lăsa într-un colț să putrezească. Da, așa? O ars floră, faună, totul pe marginea drumului. Așa-s de gospodare ăștia că merg și cu mașini fără numere. Ca la Chitila. Nici în spate, nici în față n-are numere. Da, bine, văd că are un gard mare, înseamnă că nu prea are lot lângă casă, dar oricum ar trebui să știi că e ilegal și periculos să dai foc la vegetație. Înseamnă că sunt doi gospodari aici. Unul la gardul celălalt și unul la gardul ăsta care a dat foc. Și poliția din Chitila ar trebui să știe. Dar nu cred că au poliția aparte, că pare un sătuc mititel. Și probabil pe aici poliția ajunge atât de rar încât își permit să meargă fără numere de matriculare pe drumuri publice.